Programul Litoralul pentru Toți continuă și în această toamnă. De la 1 septembrie sunt așteptați la mare și cei care nu au ajuns pe timpul verii. Suntem deja la, dacă nu mă înșel, la 43-a ediție. Acest program se desfășoară în perioadele de extrasezon, respectiv mai-iunie și septembrie-octombrie. Deja au început înscrierile, pentru prima perioadă a lunii septembrie pot spune că deja este destul de aglomerat, pentru că știm foarte bine până încep și copiii școlile și vremea ține cu noi. Ceva mai multe locuri găsim în a doua parte. Cum vi se pare acest program? E un program excelent, excelent. Sigur că da, copiii mei merg. Și fetița și nepoții, dar... Profită de aceste prețuri mai mici în cadrul programului Litoralul pentru Toți. Profită, sigur că da. Cei care aleg să meargă la mare în extrasezon pot beneficia de reduceri substanțiale, chiar și de 70% față de tarifele practicate în plin sezon. Tarifele pornesc, să zicem, mi-am notat câte ceva. La Mamaia, de exemplu, avem hoteluri de 3 stele, unde tarifele pornesc la 480 de lei. Eforie Nord avem sejururi, vorbim de acest pachet de 6 nopți, unde tarifele de persoană sunt pornesc la 235 de lei, la Neptun de la 390 de lei. Tot sejur. Tot sejur de persoană. 6 nopți. Dacă în anii trecuți programul Litoralul pentru Toți se desfășura până la sfârșitul lunii septembrie, în ultimii ani, datorită temperaturilor mai mari, a fost extins până la 14 octombrie.